Componenții echipei masculine de polo Steaua au vizitat fabrica de sticlă Bea Glass din București, cea care le este sponsor de mai mulți ani. Cu această ocazie, campionii României au văzut întregul proces de producție într-o fabrică de dimensiuni impresionante, unde lucrează peste 330 de oameni și unde se produc peste 1 milion de recipiente de sticlă pe oră. În fabrica din București, în prezent, se află în desfășurare un amplu proces de investiții de peste 60 de milioane de euro, ceea ce va conduce la crearea de noi locuri de muncă pentru membrii comunității. Tudor, cum a fost experiența din fabrica Bea Glass? Foarte plăcută, sincer, chiar nu mă așteptam la așa ceva, habar nu aveam, cred că nicio, și am vorbit cu câțiva dintre colegii, nici ei nu știau de acest lucru, cine fabrică aceste sticle pentru toată lumea, am crezut că Coca-Cola își fabrică singur sticla, Heineken-ul la fel și așa mai departe. Care a fost cea mai impresionantă secție care ai văzut-o în această vizită? Era interesant fix primul proces, după ce este topită sticla, cum vin, cum le spuneam, picăturile acelea de sticlă și picau foarte tare în acei roboți care le modelau instantaneu și efectiv curgeau o sticlă după alta, într-una. Cât de important e pentru o echipă campioană, cum sunteți voi, echipa de polo a clubului Steaua, să aibă un sponsor de renume cum e Bea Glass? Aceste, nu știu, companii private ne dau, nu știu, o responsabilitate în plus, pentru că vrem să le demonstrăm și lor că merităm această sponsorizare și că să arătăm că merităm mult mai mult de atâta. Te gândești la finalul carierei, la o reconversie profesională, poate, de ce nu aici, la Bea Glass? Vedem, mai am, sper că cel puțin 10 ani mă voi gândi la acest lucru. Bea Glass are 12 fabrici în 7 țări din Europa, cu număr aproximativ de 4.000 de angajați. Parteneriatul între Bea Glass și clubul Steaua București sprijină activitatea sportivă și performanța, asigurând astfel sportivilor posibilitatea de a-și urma pasiunea. Cum ai caracteriza vizita la fabrica Bea Glass de azi? A fost o plăcere și un mare privilegiu să putem să vizităm o fabrică. Sunt convins că toți, absolut toți dintre noi, nu au mai văzut așa ceva. Ce înseamnă acest parteneriat între echipa de polo Steaua București și Bea Glass? Este un parteneriat, așa cum a spus și managerul uzinei, cu o relație foarte bună de ambele părți. Și noi am primit din partea lor un ajutor extraordinar și noi, la fel, la rândul nostru, am încercat să le promovăm imaginea și să promovăm peste tot, lucru pe care le facem și astăzi de altfel, parteneriatul nostru cu ei, care este un parteneriat ce durează de foarte mulți ani. Echipa masculină de polo Steaua București evoluează la sfârșitul acestei săptămâni în turneul final al Cupei României, competiție care va fi găzduită de bazinul din incinta complexului sportiv de natație Otopeni.